După cum probabil știți deja, de-a lungul timpului am fost mușcat și înțepat de diferite tipuri de animale, de la diferite specii de viespi, până la cărăbuși cum ar fi rădașca, și păianjen cum ar fi cea mai mare specie de păianjen din România, tarantula românească, de care voi fi mușcat astăzi. Acum ceva timp am postat un video în care am prins această specie de păianjen, tarantula românească. După cum v-am spus, este cea mai mare specie de păianjen din România și Republica Moldova și una dintre cele mai mari specii de păianjen din Europa. Pe internet nu am găsit foarte multe informații despre mușcătura sa, de aceea m-am gândit că ar fi o idee destul de interesantă să fiu mușcat de această specie, cum am fost mușcat și înțepat de multe altele în trecut. Și așa că v-am întrebat. Și foarte mulți dintre voi chiar ați vrut să mă vedeți mușcat de această specie. Deci astăzi voi fi mușcat de un exemplar destul de mare, după părerea mea, de tarantulă românească. Deci haideți să nu mai pălăvrăgim și să trecem direct la subiect, ce spuneți? Din păcate nu o să mă vedeți foarte bine în momentul actual când o să prind tarantula, deoarece se vede contrajur și n-am un unghi mai bun. Însă aici, jos... Aici jos avem o mică gaură unde se află o tarantulă românească. Nu este la fel de mare ca cea pe care am prins-o prima dată, însă este o tarantulă românească. Iar acum o să încerc să o scot afară folosindu-mă de apă. Adică o să torn apă în găurica asta și tarantula o să, și pe aici nu o să iasă afară. Sperăm. Uitați, așa a ieșit peianjenul ăsta foarte mic și frumos, nu vrea să intre la loc. Nu dorim asta. Uite așa. Nu este la fel de mare ca peianjenul de data trecută, însă este un exemplar mult mai frumos. Stați să încerc să-l prind în container, nu-i prea place la lumină. Deoarece tarantula românească este o specie tericolă, ceea ce înseamnă că își petrece mare parte din viață sub pământ. Și nu e foarte rapid exemplarul ăsta. Acum vreo două ore am pierdut pe peianjenul ăla, din păcate, și acum am reușit până la urmă să prind un alt exemplar de tarantulă românească aici. Nu este deloc mare, din păcate. Însă de 3-4 ore stau în soarele ăsta și nu vreau să stau mai mult decât trebuie și să există șansă să fac insolație. De aceea mă mulțumesc și cu exemplarul ăsta mic și o să repet experimentul dacă voi găsi un exemplar mai mare sau dacă nu sunt mulțumit cu rezultatul la acest experiment. Deci tarantula românească este cel mai mare păianjen din Republica Moldova și România. Venirul nu este periculos pentru oameni, însă în câte am citit, mușcătura ar trebui să fie cât de cât dureroasă. Și pentru că nu există multe informații despre mușcătura acestei specii, m-am decis să fiu eu mușcat de ea ca să vă descriu efectele veninului. Hai să o prind aici. Simt cum mușcă. Intră colții la mine în piele. Nu știu dacă simt colții ei pe piele. Nu știu dacă injectează venin sau. Din nou. Și e aici și se ține cu colții de pielea mea. Însă nu cred că injectează venin.
Dacă vă uitați cu atenție, are colții la mine în piele, dar nu sigur dacă injectează venin sau nu. De aici nu doare mai deloc. Am simțit mai devreme colții pe piele și cam aia a fost. Ca să fiu sincer, nu simt absolut nimic aici unde am mușcat pe anjunul lup. Dar asta e probabil deoarece este foarte mic este destul de mic exemplarul și cred că n-avea colții destul de mari ca să nu treacă prin piele. Dar asta e doar teoria mea. Așa că cred că o să o lăsăm pe asta, să lăsăm exemplarul ăsta în pace și vom reface experimentul atunci când voi găsi o tarantulă românească mai mare. Acum se ducă la ea în gaură. Nu știu cât de bine se poate vedea pe cameră, însă aici este locul unde cred că m-am mușcat, deoarece văd două punctulețe, ceea ce îmi indică că nu este o șupitură de țânțar. Și unul din punctuleții e mai roșu, deci probabil a trecut prin piele acolo un colț și e posibil să fie injectat puțin venin, însă nu sunt 100% sigur. Vom vedea ce se va întâmpla în următoarele câteva ore. În următoarele câteva ore, zona respectivă doar s-a umflat puțin și a produs puține mâncărimi, însă în mai puțin de 12 ore a trecut absolut tot, nu a mai avut niciun alt efect de la, probabil de la mușcătura acestui exemplar de tarantulă românească. Dar aș dori să aud ceea ce vă gândiți. Ar trebui să încerc experimentul din nou când găsesc un exemplar mai mare de tarantulă românească sau să spun că este inofensivă mușcătura și că nu doare absolut deloc, până și o ciupitură de țânțar este mai dureroasă? Scrieți-mi în comentarii răspunsurile la această întrebare.